Doctorul Vlad Predescu face echipă perfectă cu robotul Mako și împreună schimbă cu totul modul în care sunt efectuate intervențiile chirurgicale pentru implanturi de proteze de șold sau genunchi. Folosind un model 3D virtual, Mako îl ajută pe chirurg să realizeze proteze personalizate. Tot secretul poziționării corecte și funcționării corecte a protezei de genunchi este legat de refacerea corectă a tensiunii ligamentare. Și aici vine robotul care ne ajută, ne înregistrează această tensiune și ne poate spune dacă noi am decis să implantăm, hai să spunem, într-o eroare, într-o mai mică eroare proteza sau nu, și ne poate face corecțiile necesare ca să adaptăm proteza la anatomie, la tensiunea ligamentară și la dimensiunea pacientului. În timpul intervenției, asistat de brațul robotic, medicul chirurg poate realiza operația cu ajustările necesare la un nivel ridicat de precizie și predictibilitate. Prezența robotului, de exemplu, în chirurgia șoldului ne ajută pe noi nu numai să replicăm anatomia, dar și să evităm o serie de complicații extrem de traumatice pentru pacient. Analizând preoperator articulația și poziționarea protezei, putem evita aceste complicații și implicit face ca intervenția chirurgicală pentru pacient să fie mai sigură. Dan Lazăr are 47 de ani și este din Vrancea. Avea un diagnostic de coxartroză când a fost operat în noiembrie 2022. Intervenția de protezare a șoldului drept a fost făcută prin chirurgie minim invazivă cu robotul Mako. Prima dată au fost niște dureri mici în zona încheieturii și după aceea au devenit din ce în ce mai profunde, inclusiv în timpul mersului sau în timpul somnului sau orice alt tip de activitate am încercat să fac. Acum se simte bine. Noul tip de intervenție permite ca inciziile să fie reduse la jumătate ca dimensiuni. Leziunile musculare sunt și ele minime, așa că Dan a putut fi externat după 3 zile. Nu am avut dureri, cam 2 săptămâni am mers în cărge. Recuperarea totală, să zic așa, am simțit-o cam undeva la vreo 2 luni. Eu acum pot să consider că am o viață normală, adică pot să merg la o sală, merg la o bicicletă. Recuperarea a fost așadar rapidă, așa cum este în cazul tuturor pacienților operați printr-o astfel de metodă. Chirurgul care i-a redat lui Dan viața normală a făcut în ultimii 2 ani peste 100 de intervenții robotice de protezare a șoldului și genunchiului.